A trecut vara, a trecut căldura, așa că primăriile din București s-au gândit să-i lase pe oameni și fără apă caldă. Azi au început reparațiile la sistemul de încălzire din sectoarele 2, 4 și 5. Rămân astfel fără apă caldă 180 de blocuri, dar și două spitale mari, Matei Balș și Colentina. Reparațiile sunt programate să dureze 3 zile, așa că locatarii și pacienții din spitale se roagă să nu se întâmplă nenorociri. Ne amintim, în ianuarie la spitalul Matei Balș a izbucnit un incendiu pentru că oamenii, sigur, foloseau reșouri, nu tocmai pentru că nu aveau apă caldă și căldură. Și atunci au murit peste 10 oameni. Suntem în legătură directă acum cu domnul doctor Adrian Marinescu, director medical la Institutul Matei Balș. Bună seara, bine ați venit! Noi am tot râs aici, am zâmbit. Pe fața dumneavoastră nu văd deocamdată un zâmbet, probabil că și din cauza acestei probleme cu care vă confruntați. Sigur, e o problemă, bine că sunt doar 3 zile și că nu e o perioadă mai lungă. Domnule Marinescu, mă gândeam că vă iau de la început. Promisiunea este că vor fi 3 zile, nu putem ști. Acum, haideți să ne gândim și în felul următor. În 2021, spitalele din Uniunea Europeană ar trebui să fie independente din punct de vedere termic. Lucru pe care Matei Balșu aproape că l-a realizat. Din punct de vedere al căldurii, lucrurile sunt rezolvate. Mai avem ceva de făcut pentru partea cu apa caldă, în așa fel încât într-un interval scurt de timp vom fi absolut independenți. Ceea ce ar trebui să se întâmple, cred eu, cu toate spitalele. Și în felul ăsta nu mai depinde de lucrări de mentenanță sau de lucruri care pot să apară. Gândiți-vă că pot să fie și lucrări. Dacă e o rețea veche, la un moment dat pot fi lucruri neprogramate. Și dacă s-ar întâmpla în sezonul rece, ar fi cu atât mai rău. Deocamdată încă temperaturile sunt relativ în regulă, dar ce se va întâmpla la iarnă dacă s-ar întâmpla aceeași așa parte? Este, pe oricum au mai fost probleme și cu căldura iarna. Și nu numai în spitale, bine, acolo e o mare problemă, dar și în sectorul 2 și în sectorul 3. E bine că ne-ați răspuns la următoarea întrebare, când va deveni autonom spitalul dumneavoastră din punct de vedere al apei calde și a căldurii. Înțelegem că este vorba de chestiune de timp, de foarte puțin timp, da? Poate chiar în acest an. Și vreau să vă întreb, de ce este atât de dificil, într-adevăr, în 2021 pentru spitalele de la noi să-și poată asigura singure apa caldă și căldura? Pentru că sunt în multe cazuri clădiri vechi. Gândiți-vă că, cum e Institutul Matei Balș și alte spitale cu sistem pavilionar, atunci e foarte greu să asiguri. Sigur, nu e nimic imposibil, dar e mai greu de făcut. Cred că ar trebui să reprezintă o prioritate, așa cum se întâmplă la noi în Institut și sper să întâmple cât de curând, în niciun caz să nu se rezolve în anul 2021, dar cred că ar fi valabil în toate spitalele și nu doar din capitale, pentru că sunt aceleași probleme oamenii în momentul în care sunt bolnavi, cu atât mai mult au nevoie de căldură și de apă caldă. Clar, au afecțiuni. Gândiți-vă că sunt persoane, mai ales la bolile infecțioase, cu afecțiuni acute, cu febră, cu diverse alte simptome și în mod clar au nevoie de un confort termic. Lucrurile sunt evidente. Mă abat un pic de la subiectul acesta și vreau să vă întreb de ce avem acest dezinteres noi românii în fața vaccinului anticovid. Am văzut că la nivelul Uniunii Europene suntem pe penultimul loc la rata de vaccinare. 30% din populația României este vaccinată. Cine e vinovat? De ce nu reușim să o scoatem la capăt cumva? Ce ușor ar fi să găsim un singur vinovat și să fie un lucru care se rezolve de la sine. V-aș răspunde în felul următor, de fapt tot cu o întrebare. Credeți că în alte campanii de vaccinare am stat mai bine, ca de exemplu la campania de vaccinare antigripală? Nu, au fost aceleași probleme. Și să știți că principial sunt aceleași lucruri spuse. Nu contează neapărat informațiile, contează că dacă o persoană nu-și dorește vaccinarea, nu o va face oricum. Sigur că până la urmă mesajele ar trebui să fie suficient de transparente, în teorie vorbind. Suficient de transparente, repetate, în așa fel încât să ajungă într-adevăr la cetățeni. Vreau să cred că noi asta am încercat să facem. Probabil că n-am reușit atât de bine și că ar trebui să ne mai străduim, că altă variantă nu găsesc. Chiar e greu să găsești o explicație în momentul de față. Bun, dacă la început vorbeam de studii clinice, ne uitam la date scrise pe hârtie, acum oricine poate să uite la varianta real life. Și o campanie de vaccinare care se apropie de un an ar trebui să însemne că eu mă uit la vecinul de bloc și văd că cel care a fost vaccinat ori nu s-a infectat, ori a făcut o formă ușoară și că, din potrivă, cel care nu s-a vaccinat a ajuns
din păcate, într-o situație foarte proastă. Ar trebui să văd aceste lucruri. Ultima întrebare, domnule doctor. Cum stă spitalul dumneavoastră din punct de vedere al paturilor de la terapie intensivă și de ce observăm acum că există o problemă, da, în România și în București în special, aș îndrăzni să spun, după cum am văzut raporturile de date, a faptului că avem puține paturi, deși sunt mult mai puțin ocupate decât acum 5-6 luni. Și mă lipesc și eu puțin de întrebarea ta, Hofi. De ce acum, spre deosebire de anul trecut, avem atât de multă atenție către copii? Anul trecut spuneam că copiii nu se pot infecta atât de ușor. Acum avem 110 paturi în ATI pentru copii. În plus, am verificat și paturile pentru adulți în cazul în care se vor umple acestea, să apelăm la celelalte. De ce acum sunt și copiii vizați și anul trecut nu erau? Bine, în primul rând aș răspunde în felul următor. Nu avem puține paturi. Și nu mă refer doar la terapie intensivă. Trebuie să plecăm de la faptul că, din punct de vedere legal, în acest moment, orice spital, din capitală și nu numai, ar trebui să aibă un procent de minimul 15% de paturi, însemnând terapie și non-terapie, da? Luate împreună. Dacă situația e mai grea, procentul ajunge la 30% și așa mai departe. Deci nu avem puține paturi. Într-adevăr, dacă plecăm de la ideea că două sau trei spitale, așa cum se întâmplă acum, ar trebui să acopere tot ce înseamnă cazuri în capitală, nu ne vom descurca. Deci e vorba de cum privim lucrurile și cum găsim o variantă concretă. Iar legat de copii, explicația e destul de simplă. Fiind, din păcate, o variantă delta indiană care se transmite mai ușor, tinerii și copiii sunt cei care interacționează mai mult și, în plus, de cel mai multe ori ei nu sunt vaccinați. Și e clar că ei se infectează. Nu înseamnă că fac neapărat forme severe, dar dacă ai un număr mare de tineri care se infectează, e clar că va fi și un procent al celor care se internează, au forme severe și pot ajunge chiar și în terapie intensivă, mai ales că unii dintre ei au, din păcate, și afecțiuni cronice sau sunt supraponderali.